Mergând pe aici, plimbându-mă, am văzut la distanță o rață care dea din aripi într-o, hai să zicem așa, într-un grup de rațe, numai că spre deosebire celelalte rațe, asta care dădea din aripi, când am văzut-o de la distanță foarte mare, avea o grindă albă. Și atunci am zis că trebuie neapărat să mă apropii ca să văd ce specie este, nu-mi dădeam seama de acolo. Am gândit că era rață pestriță, inițial. Numai că mă înșelam dacă ziceam așa, pentru că este... Iată, e ferăstraș. Sunt doi ferăstrași. Ăla e cu siguranță un juvenil. Cred că este o femelă și un boboc de anul ăsta. Cred, nu știu sigur. Momentan toate rațele au penaj în eclipsă, așa că nu... N-aș putea să spun ce sex au. Sigur, le sunt împreună cu niște rațe mari. Aici mai e o rață domestică alb-negru. Și aici încă una domestică albă și o mulardă. Cea cu ciocul roz este un mulard. Adică un hibrid între rață leșească și rață comună, domestică. Se vede diferența. Iată. Coadă mai lată și mai lungă. Trunchi, formă diferită. Cioc la una portocaliu, la una roz. Și nu putem să vedem, dar are și ceva în jurul ochiului, ușor ca o mică, foarte mică mască.